Bună ziua! Acest videoclip este ca un joc. Deci, ne jucăm în timp ce vorbim, cum n-am mai făcut niciodată. De fapt, eu am mai făcut, dar se pare că o trebuie să dezactivez sunetul. Asta nu contează. Acum ne vom juca din nou acest joc. Se pare că e seară, mă rog. Și vom încerca să facem o casă, să refacem o casă. Vom încerca să începem cât mai repede acest subiect, adică să ne jucăm cât mai mult, cât mai să dureze cât mai puțin, pentru că nu vreau să vă țin foarte mult. Știu că poate unele persoane nu se uită la videoclipurile mele întregi, dar eu, adică, na. Acum haideți să intrăm în camere. Eu intru în camere, în toate camerele, și când găsesc o cameră, am să pornesc din nou videoclipul să nu ne lungim. Bun, am găsit camera în care trebuie să facem ceva. Anume să punem pe perete ceva chestii și să mai facem încă câteva modificări. Primul lucru pe care o să-l facem este să vindem toate lucrurile din casă. Ușa și geamul nu vom vinde. Din cameră, nu din casă, mă rog. Dar acum vom verifica tot, dacă am vândut tot, din afară de ușă, această ușă, geamul acesta și ușa aceasta. Bun, dacă am făcut chestia asta odată, acum zic să trecem la treabă și să punem un perete. Pe perete să punem astea. Bun, deci ne trebuie un Wallpapers Gold Pattern. Așa. Și acum căutăm. Ok, m-am întors cu acest tapet pe care îl vom pune pe pereți. Și vom face chestia asta. Deci, gata. Am terminat. Acum ne trebuie un covor. Da. De care? Modern. Adică acesta? Da. Eu zic să-l punem aici. Adică, cum intri, dai, intri pe covoraș. Se pare că, de fapt, nu am pus de două ori. Ok, acum avem să punem două lămpașe mici. Bun, m-am întors cu asta. Aici este micuțul nostru, micuța noastră lampă. Și vom pune pe pereți părțile astea, așa. Deci, eu zic că e ok. Acum avem halogen lamp. Deci, mă întorc cu lampa. Ok, m-am întors cu lampa. Aceasta este lampa despre care vorbeam. De fapt, este un bec pe care îl punem sus. Vom pune în fiecare colț din cameră. Da, pentru că trebuie 6. Și iar eu așa zic că avem 6 colțuri la cameră, așa că punem aici cât mai multe.
pune aici și atât. Dacă una am pus de două ori, una, două, trei, patru, cinci, se pare că una am pus-o de două ori. Ia să vedem. Vom încerca să mutăm. A, da, aici am pus două. M-am mirat de ce nu am loc. Nu am una și pentru locul acesta. E ok, hai să le aprindem pe toate. Mă întorc când le aprind. Ok, m-am întors după ce le-am pornit pe toate. Acum ne trebuie un pian. Mă întorc cu pianul. M-am întors cu pianul. Se pare că acesta este pianul. Eu zic să-l punem pe peretele acesta pentru că este un perete mult mai mare și mai spațios. Așa că vom pune aici pianul, dar normal invers. De fapt, am să-l pun așa. Pentru că are partea așa mai mare și na. Ok, acum ne trebuie o chitară. Da, nu mai am pus stop la videoclip. Pentru că nu prea trebuie să mai caut. Acum ne trebuie un birou. Simplu, pentru că așa zice, simplu. Îl vom pune aici. Ne trebuie și un pick-up pe care îl avem aici. O să am să-l pun pe birou. Așa, și aici ne trebuie și un scaun pe care, de fapt, patru scaune. Da, un scaun la birou. Aici ok. Un scaun aici pe care o să-l punem așa. Și unul aici, lângă. Mă întorc cu lucrul acesta pentru că trebuie să-l caut, pentru că nu știu unde este. Am revenit și cu acest obiect pe care nu știu unde îl vom pune aici. Știu că este pentru a-ți pune picioarele pe el, dar dacă nu avem o canapea, nu avem unde să-l punem. Acum vom lua lucrul de care avem nevoie și mă voi întoarce. Bun, deci m-am întors cu acest nu știu, raft, aceste trei rafturi pe care le vom pune deasupra biroului. Și mă întorc cu acel stand pentru televizor. M-am întors cu acest lucru pe care nu știu sincer unde îl vom pune. Dar eu zic să îl punem aici lângă ușă. Nu avem un motiv, dar nu avem altundeva unde să-l punem, așa că am să-l pun aici. Bun, ne trebuie acum și niște flori. Deci, revenim cu florile. Am revenit cu această floare pe care ne-a recomandat-o, adică despre asta se vorbește. Vă
Voi pune aici floarea și avem nevoie de acest vas, așa zice jocul, că este vas. E ceva vas, dar nu pot să contrazic. Și luăm acum un ceas pe care nu îl găsesc așa repede. Eu am crezut că sunt obișnuită cu jocul, dar aici este. Am să-l pun pe peretele acesta, aici deasupra la, nu știu, deasupra la ușă sau aici într-o parte. Aici într-o parte pare că dă mai bine. Așa. Ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Aceasta este camera noastră de muzică. Adică nu este camera noastră, dar este camera jocului de muzică. Și mie mi-o place foarte mult. Îmi place să cânt foarte mult. Bine, asta nu este un videoclip în care vorbesc despre mine. Dar această cameră nu am făcut-o după placul nostru, așa că dacă nu am făcut după placul nostru, putem să dăm și o notă. Am făcut-o noi, dar nu am făcut de cum am vrut noi. Am făcut-o în 50% cum am vrut noi, de exemplu, cum am pus astea. Îi dăm nota. De fapt, vreți voi să-mi dați o notă mie, pentru că eu nu pot să-mi dau notă mie, că da. Deci dați-mi voi o notă în comentarii, ca semn că v-ați uitat până la sfârșit. Vă mulțumesc că v-ați uitat până la sfârșit. Nu uitați de like, subscribe și puteți să dați și share ca să vadă și prietenii voștri. Așa că, pa, pa!